Salut tuturor și bine ati venit la un nou tutorial cu FIFA 21. În premieră o să răspund la întrebarea Mai merge degajarea Andu și la FIFA 21? Ei bine, răspunsul este da și astăzi o să vă arăt câteva exemple și o să vă explic cum se face degajarea Andu ca voi să vă creați cât mai multe ocazii de gol dintr-o simplă degajare. Înainte să începem, marea mea rugaminte dacă vreți să lăsați un like la acest clip, dacă credeți că o să vă ajute această degajare în noul sezon de FIFA Ultimate Team, de FIFA cu prietenii, de FIFA cu și cu familia, să-i bateți, să-i pe toți. Deci dacă o să vă ajute această gajare, lăsați un like, abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o deja, prindeți-vă și clopoțelul și, foarte important, în descriere veți avea Instagram-ul meu, dacă vreți să-mi dați un follow, v-aș fi foarte, foarte recunoscător. Și de asemenea, cele mai bune jocuri pe un site absolut incredibil, cu prețuri senzaționale, neba.com, codul Alexandru, 3% reducere. Fără să mai stăm așa pe gânduri, fără să mai pierdem vremea, haideți să trecem. La degajarea Andu. Cum se face degajarea Andu? Foarte, foarte simplu. L1 sau LB la Xbox plus butonul de shoot. Mare atenție. Merg și 4 luni, merge și maxim. Depinde de situații și depinde unde vă aflați voi cu portarul. Doar cu aceste două butoane și cu analogul puteți efectua degajarea Andu. Merge mai departe. Bun, deci... Primul lucru pe care voi trebuie să-l aveți în vedere pentru a realiza degajarea Andu este kickingul portarului. Foarte, foarte mare atenție aici pentru că este un factor destul de important. Portarul vostru trebuie să aibă undeva la 80-85 kicking minim pentru a reuși această degajare. Dacă aveți 80 o să fie puțin cam derby, un pic de la 85 o să fie deja foarte ușor să faceți degajarea, dar trebuie să aveți în vedere și următoarele aspecte. Cum ar fi? În primul rând poziționarea portalului. Vedeți în această imagine în lateralul careului, chiar aproape de marginea careului, deplasare în diagonală, iar analogul vostru pentru a folosi această degajare trebuie să fie îndreptat către colțul terenului în diagonală, pentru ca mingea să cadă undeva în spatele fundașilor, mai în special în spațiul între fundașii centrali și fundașii laterali. Ați avut în imagine acum exemple și de pe o parte și de pe cealaltă. Foarte, foarte important, țineți minte poziția analogului. Trebuie să fie mereu în diagonală, nu trebuie să fie nici în lateral, nici în față, doar în diagonală. Uitați aici un exemplu și de pe centru. Din nou, de pe centru, dar am... Am plecat de pe centru, dar am degajat tot așa în lateral. Uh, această degajare va mer merge doar în lateral, nu merge în spatele fundașilor centrali, doar în lateral. Și de acolo puteți să creați voi foarte, foarte multe ocazii. Uh, sincer, sincer, nu mai stau ca la FA21 să meargă această degajare, dar văd că din nou puteți să ne folosim de ea. Iată, iată, curtoa. Atenție mare că reușește curta o primă degajare, dar zic eu că a fost uh, puțin norocoasă pentru că veți avea în imaginile următoare de ce zic acest lucru atenție mare. Plus, încă un aspect important, trebuie să aveți în vedere poziția jucătorilor, trebuie să vă folosiți de radar, e bine. Vedeți aici în, aceast, în acest exemplu, jucătorii erau foarte, foarte în spate, nu erau la limita fundașilor, adică nu erau om pe om. Puteți să vă uitați acolo jos la radar să vedeți, în momentul în care aveți o situație de 1 contra 1 pe margini cu mijlocașii laterale, doar atunci puteți folosi de pentru că în situația de 1 contra 1 veți câștiga de cele mai multe ori acest duel. Ia să vedem din nou curta, vedeți pe radar acolo jos, situație de 1 contra 1 pe margine și o degajare slabă. Bun, mergem mai departe. Alison, din nou această situație de 1 contra 1 pe margine, degajare foarte, foarte bună cu piciorul drept, în diagonală Mane scapă singur aici. Ați văzut foarte clar acea relație de unul cu pe care țin să o precizez, fiindcă e foarte importantă, această, această degajare merge foarte bine dacă aveți cami. Dacă aveți formații cu cam 4-2-3-1 sau 4-2-2-2, în formațiile cu benzi 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 wide, benzile vor fi foarte, foarte în lateral și nu garantez că va reuși această degajare. Un aspect important în degajarea Andu constă și în piciorul portarului cu care executați această degajare. De exemplu, în momentul în care piciorul portarului vostru este dreptul, dacă Încercați să degajați în partea stângă, veți avea mai multe șanse de reușită. Invers, o să fie puțin mai dificil, deci vă recomand din dreapta în stânga să, să degajați și din stânga în dreapta dacă aveți portarul stângaci pentru a fi șanse mai mari de reușită aceste degajări. Va reuși și invers, dar uh, am observat că nu sunt chiar așa multe reușite. Dacă schimbăm piciorul, de exemplu, dacă degajăm de pe piciorul invers, din dreapta cu stângul și din stânga cu dreptul. Cred că ați înțeles aici, e o harababură de dreptul, stângul, cuvinte, dar ați înțeles că sunteți băieți deștepți și sunt sigur că a fost o explicație coerentă. Ei bine, un ultim aspect pe care vreau să-l punctez în, în această situație ar fi momentul în care folosiți degajarea Andu și de câte ori să folosiți degajarea Andu într-un meci. Nu e bine sau nu vă recomand să degajați la fiecare oportunitate să faceți degajarea Andu pentru că la un moment dat adversarul se va prinde dacă nu jucați cu un. nu știu o legumă. Dacă nu-și mișcați cu o legumă să nu gândească, adversarul se va prinde și se va poziționa așa fel încât să vă blocheze această degajare. O dată, maxim de două ori pe meci să folosiți această degajare, să aveți în cap momentul cel mai important pentru a folosi degajarea Andu și, de ce nu, momentul în care să înscrieți golul decisiv și să câștigați un match la Weekend league, sau cu prietenii sau un super pariu sau jucați cu prietena sau eu știu ce se mai întâmplă, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, degajarea e bună la orice. Cam acesta a fost clipul, cam acesta a fost tutorialul cu degajarea Andu, e bine, merge și la FIFA 21, stați liniștiți, degajarea Andu e în mâinile, mâinile potrivite. Așa, înainte să închei, încă o dată rugămintea mea maximă, lăsați un like dacă v-a plăcut această Explicație acest tutorial, această degajare dacă v-a folosit și la FA20, o să o încercați la FA21, abonați-vă și urmăriți-mă și pe Instagram. Până data viitoare, vă salut, cu deosebit respect, pa, pa!